Vă salut și bine ați venit la un nou vlog al companiei Profit Point. După cum ați văzut topicul acestui vlog, astăzi vom discuta despre investiții cu sume minime, dar care aduc randamente mari pe perioada COVID sau mai bine spus pe perioada unei crize financiare. În realitate, când vine vorba să ne investim banii, cu toții ne punem această întrebare. În ce ar trebui să investim? Să investim în afaceri? Să investim în imobiliare? Să investim în bursă? Bursă. Termenul acesta de bursă a devenit foarte cunoscut în social media, în special în 2020. Dar de ce să investim în bursă? Doar nu toți oamenii se joacă la bursă? La fel cum se întâmplă și în imobiliare, la fel cum se întâmplă și în afaceri. Bine, în realitate nimeni nu se joacă. Nici la bursă, nici în imobiliare, nici în piețele bursiere. Este vorba despre bani real pe care noi investim. Dar aici sunt aspecte esențiale despre bursă pe care vreau să le știi și tu. Sunt foarte importante. Însă, înainte de toate, aș vrea să facem o conștientizare și să realizăm că în întreaga noastră viață nu vom putea ajunge la succesul financiar pe care ni-l dorim, tranzacționându-ne doar timpul pentru bani. Majoritatea oamenilor de succes au ajuns la succesul financiar pentru că au înțeles ce înseamnă diversificarea, au înțeles ce înseamnă să ai mai multe afaceri, au înțeles ce înseamnă să ai mai multe surse de venit. Dar chiar dacă astăzi nu îți permit să ai mai multe surse de venit, mai există o singură cale. Indiferent dacă astăzi produci 500 de euro, 200 de euro, 300, 1000 de euro, 10.000 de euro pe lună, oricât ai produce, nu există niciun alt instrument financiar care să-ți dubleze sau să-ți tripleze banii respectivi, la fel cum o fac investițiile în piețele bursiere. Sau, mai bine spus, investițiile pe timp de criză. Apropo de criză. Criza reprezintă o perioadă economică grozavă, dacă ești pregătit pentru ea. Indiferent dacă ești student, antreprenor, liber profesionist sau chiar și angajat sau orice statut ai avea, într-o criză, literalmente, poți să faci un salt uriaș. Chiar dacă crezi că e târziu, niciodată nu e prea târziu în asemenea condiții de piață. Pentru că piața întotdeauna face corecții. Corecții care nasc oportunități cum nu au mai fost niciodată. Problema este că noi ca și oameni nu suntem pregătiți pentru ele. Dacă ar fi să ne uităm în istorie, din 1900 și până în prezent, în fiecare an a existat câte o corecție. Acum, ce înseamnă această corecție? Corecția este momentul în care piața se află într-un punct foarte înalt, într-un maxim, iar de acolo înregistrează o cădere masivă, de la 10 până la 20%. Tot ce depășește 20% reprezintă o tendință de scădere a pieței. Dacă ne uităm retrospectiv la începutul acestui an, observăm că în lunile februarie-martie, majoritatea piețelor au înregistrat aceste scăderi, sau mai bine spus, aceste corecții. Dacă ar fi să luăm indicele S&P 500, unul din cele mai mari indice din lume, care cuprinde cele mai mari 500 de companii, observăm că în luna martie, într-o singură zi, a înregistrat o cădere de 13%. Dar care este farmecul în piețele bursiere? Inevitabil piața, după o asemenea corecție, corectează înapoi. Unde se află S&P 500 acum? În maxim istoric, recuperând întreaga cădere din luna martie. Tot în luna martie am intrat în pandemie și, bineînțeles, în carantină. Fiind izolați, nu am mai circulat așa de mult. Și totodată nu am mai alimentat așa de mult autovehiculele cu combustibil. Ce s-a întâmplat? În primele două săptămâni din martie, prețul petrolului a avut o cădere masivă. De la 50 de dolari pe baril a ajuns la 10 dolari pe baril. De câți bani am fi avut nevoie în martie ca să investim în petrol? 10 dolari pe baril. Ce s-a întâmplat cu piața? Inevitabil a corectat mișcarea respectivă, petrolul aflându-se în acest moment la 45 de dolari pe baril. Acestea sunt oportunități care au fost în piață și au trecut pe lângă noi. Dar la fel de bine, piața pregătește oportunități la fel de frumoase și în continuare. Dar n-aș putea să vin să-ți spun investește în aur, investește în petrol, investește în bursă sau investește în imobiliare. Nu este corect din partea mea. Fiecare investitor are un grad diferit de risc. Iar gradul de risc este direct proporțional cu profitul. În schimb, întotdeauna îi apreciez și îi felicit pe cei care au afaceri de succes. Și întotdeauna le recomand cu mare încredere diversificarea. Iar această diversificare ar trebui să presupună un sistem sau un mecanism
care să producă bani cod la cod cu tine. Un sistem care să nu mai depindă de alți angajați, un sistem care să nu mai depindă de timpul tău foarte mult, un sistem care să nu mai depindă de alte componente, taxe și așa mai departe. Nu știu ce ar presupune un astfel de sistem. Probabil un sistem de investiții în bursă, probabil un sistem de investiții în imobiliare, probabil un sistem de investiții în metale prețioase. Nu am idee. În schimb, tot ce pot să-ți recomand, cu mare încredere și cu randament 100%, dacă astăzi ai 500 de euro, 1000 de euro, 10.000 de euro sau orice sumă ai avea de investit, ia banii respectivi, caută un expert în afaceri, bursă, imobiliare sau orice domeniu te interesează, află toate secretele și investește toți banii în tine. Este singura investiție care niciodată nu va ieși pe pierdere. Tu în ce ți-ai investit banii în asemenea perioade și în asemenea situații? Lasă un mesaj în comentarii și hai să investim împreună!